moldovenilor, dar cu o partidă care a avut un arbitraj contestat de moldoveni. De partea cealaltă, Dinamo a început în forță cu o victorie la Iași. 3-1, Dinamo 2 cu FCM Bacău. S-a notat Raul Crișan, a reușit să respingă. A reușit să învingă cu scorul de 2-1. Și apropo de Universitatea Craiova, foarte puțin dinamovist. Da, a fost o neconcordanță aici, pentru că venise bine fundașul stânga Burnea, era fără om. Probabil dacă îi scotea lui în lateral, Buc avea șansa să accelereze și să ajungă. Albroșilor și trăsese un om după el. Taban. Se continuă îndoiul. Taban își pregătește șutul. Excelent la sacrificiu. A intervenit acolo Raul Crișan, lovit în plin de balonul expediat de Taban. Și Teodor Crăciunescu îi face semn imediat medicului dinamoviștilor să pătrundă pe teren. Bine, nu era chiar medicul, unul dintre cei din staful medical. Descoperiți. Cele mai mari ocazii de poartă însă au fost semnate de Tauri Fioroși, așa cum se intitulează moldovenii. Iată că vine și ocazia dinamoviștilor prin apariția fundașului central Raul Crișan la finalizare. Mijlocaș central, cel care a marcat pentru Dinamo în minutul 44, unicul gol de fapt al acestei partide. Bacăul pleacă din nou în atac, bună intervenția lui Andrei, lui Raul Crișan, tehnica lui Poenaru, Jercălău și Daniel Bogdan, antrenor cu portarii, și Ștefan Apostol. Dă o mână de ajutor, este un fel de antrenor-jucător, moment în care sunt probleme acolo pentru defensiva dinamovistă. Boghia tânja după o minge respinsă până la urmă de Raul Crișan. Capul a gândit bine și Ștefan Apostol. Doboș poate accelera acum. 4 contra 4 acest atac, din nou Curiliuc. Ce intervenție are Raul Crișan în fața lui Curiliuc, a ajutat dinamovistul și de colegul său Ștefan Apostol. Cătălin Vraciu aleargă după minge și părerea mea că l-a împins pe adversarul din fața sa. Jocul însă nu a fost oprit, va fi doar degajarea lui Naumovski. Poartă cu capul Florin Achim, l-a căutat pe Cristinel Gafița. Recuperează George Nițu. Andrei Nițu, îmi cer scuze. Din nou Bucă pentru Bălan, interceptează. Bălan. Deposedat foarte simplu la centrul terenului. Gafița ajunge din nou târziu la această minge pe care Raul Crișan reușește centru. Adrian Paraschiv, executarea cornerului până când nu lămurește lucrurile în careul Astrei 2. Vine acum centrarea înaltă pe colțul lung. Salif Nogo respinge după ce Crișan reluase cu capul. Lovitură de la colț pentru Dinamo 2. Din nou o centrare bună pe colțul lung și din nou sare acolo la cap și lovește Raul Crișan, însă și de această dată s-a plasat cam sub minge și nu a mai putut să o trimite. E adevărat că în acea zonă... Dribling frumos al acestuia, viteză bună, trece și de Burnea, reușește centrarea și rămân în ofensivă. Câmpeanu încearcă să arunce mingea în careu, rămân în ofensivă brăilenii, după care său direct Udrea. Lung de linie la care alargă Gabriel Boșoi, se ciocnește în aer cu Raul Crișan și acum de cauza are... Minge aruncată în careu, de unde iese Raul Crișan fără probleme și respinge. Ba chiar s-a plecat Albro și sunt pe partea stângă. A greșit Vasile Bucă și poate fi contraatacul lui Marius Matei. A închis bine zona Raul Crișan și până la urmă Nițu. Juninho de Souza angajat cu acest balon pe care îl stopează Raul Crișan. Minutul 17 și apropo de rugby, pe acest stadion Flora Dumitrache joacă și echipa de rugby a clubului Dinamo în Superliga Națională. Moment în care Raul Crișan reușește să lovească balonul cu capul. Fundașul central Andrei Poverlovici. Raul Crișan a anticipat corect amplitudinea balonului. L-a trimis imediat în margine. Văscan, repunere lungă. Rafael Stănescu a așteptat prea mult, a venit Vajvari. Văscan, bună centrarea.
Intervenția lui Raul Crișan. Careul botoșănenilor, așa a venit imediat parcă la susținerea lui Ionuț Burnea, lui Scărlătescu. Raul Crișan s-a descurcat onorabil. Poverlovici. Frumoasă pasa cu pieptul a lui Rudac. Foarte bun jocul acestui mijlocaș, Nicolae Rudac. A ieșit pena. E un vârf de lance acest El Hadji Diouf. Nu se mișcă deloc rău. Raul Crișan și... ar putea fi corner pentru Oaspeți, nu? Centrarea lui Axinte, de jucată de Raul Crișan. Bordeanu. El Hadji Diouf n-are nicio șansă să senegalezul. Se descurcă din nou excelent Raul Crișan. Mihăiescu. Batista, Bereșoaie, Dumitru Vălue, Bereșoaie. Batista, un 2, bună contra aici, la mingea lui Crișan. Ia să vedem. Intrare, atinge mingea jucătorului lui Dinamo, e adevărat cu talpa ridicată acolo, la nivelul gazonului însă. S-a luat partida, pierdut însă Păun, liber... la centrul terenului, Viorel Dinu. Ha. Publicul vrea mai mult. Baruch. Fusese undeva la 4-5 metri de linia porții. Mingea a luat înălțime și l-a depășit. Bine că măcar golul a fost frumos. Viorel Dinu. Roberto Iancu acum. Roberto Iancu. Hai Dumitru. Din prima, Bereșoaie, vine centrarea, fixează pena, Roberto Iancu din nou pena, Bogdan Stancu, bară! Cea mai mare ocazie de gol a Snagovului, vine în minutul 73. De un meci după două luni de zile, o să vedem, ar mai fi ceva de jucat. Marea ocazie a Snagovului, am revăzut-o. Aruncare de la margine, Georgian Păun respinge. A recuperat foarte bine Petre Ivanovici. Pătulea a vrut să-i paseze lui Petre Ivanovici. N-a reușit. Mingea trimisă în partea stângă. Georgian Păun deposedat. Iată-l pe Raul Crișan. A ajuns primul la minge. Pătulea faultează și va fi lovitură liberă. Este Adrian Pătulea. Și avem o reluare acțiunea de mai devreme. S-a complicat un pic Robert Stăncioiu, până la urmă ajutat și de Sascău. A scăpat cu fața curată, o pasă decisivă pentru Ciobanu, nereușită în cele din urmă. Balon pentru Ciobanu, Pătulea, din nou Ciobanu, iarăși Pătulea. Încercare interesantă a lui Pătulea, pasă pentru Ștefan Ciobanu. Din nou aceste baloane aruncate către cele două vârfuri, Adrian Pădulea și Ștefan Ciobanu. Iată-l pe Dobre. Se află exact în dreptul băncii de rezerve a celor de la Dinamo. Combinație frumoasă, Pătulea, Pătulea, șut cu stângul și se cere hands, deși am impresia că mingea l-a lovit exact în cap pe Andrei Nițu, cel care se și prăbușește. Georgian Păun încearcă din nou și să declanșeze contraatacul, recuperează însă Valentin Sandu. Balon în dreapta pentru Alex Paraschiv, centrarea acestuia deloc reușită. Dobre, care trimite înapoi pentru Marius Toma. Gol venit bine pentru Constanțeni, care nu sunt în criză de timp. Uneori în criză de idei. Lucian Georgian Păun avea spațiu de manevră. Călin. Și o minge respinsă în afara terenului de joc de Raul Crișan. Celor doi ar fi centrări utile, centrări care să poată fi fructificate în gol. Iată, de exemplu, o astfel de ocazie. Arbitrul de centru a rămas impasibil.
Se retrage Crișan către deja titular în ultimele meciuri pe care Dinamo 2 l-a disputat pe teren propriu, împotriva Viitorului Constanța, în special. Tot Raul Crișan cu o minge lungă, Ionuț Burnea, fundașul stânga. După încheierea meciului de Ruibi, tot de asemenea în direct, semifinală de la Barcelona, turneul de tenis de peste 2 milioane de euro din seria ATP 500. Mă opresc însă pentru a vedea acest contraatac al oaspeților, oprit excelent de Raul Crișan, care și tot gălățenii sunt în ofensivă. Foarte activ acest fundaș dreapta cu numărul 6, Cristian Căldăraru, 21 de ani. Intervine excelent Raul Crișan în fața unui jucător gălățean și deposedează in extremis în marginea careului. Tot Raul Crișan vine acum și oprește acest atac cu mingea urmărită de George Cârjan, numărul 9 al Raul Crișan. A cochetat la un moment dat Crișan chiar cu echipa întâi, era privit ca o mare speranță a lui Dinamo. În minutul 57 prin Sergiu Scărlătescu. Și parcă pe undeva s-a făcut dreptate după ce acea lovitură de la 11 metri a fost acordată extrem de ușor în favoarea elevilor lui Ion Marin. A faultat Ionuț Enache, jocul lăsat să continue, însă un fundaș dinamovist, am impresia că Andrei Nițu are nevoie multe de glumă, chiar și Enache, cel care a faultat, și-a dat seama de acest lucru și a solicitat el primul intervenția medicilor. Da, acum le dă voie arbitrul de centru. Dinamo 2 care se încălzesc chiar în colțul terenului și pot induce în eroare arbitrii. Iată contraatac supranumeric al gălățenilor, însă Raul Crișan s-a repliat bine până la urmă în regalați. Un jucător de urmărit pe viitor, după părerea mea. A fost cu o clasă peste majoritatea celorlalți care sunt în teren. Să vedem atacul Alexandru lui Lazar. Mingea ajunge în dreapta unde a urcat Teodor Nică. Tot la firul ierbii cu Rusu. Văduva. O pasă adâncime foarte bună. La fel de bună și intervenția lui Raul Crișan. Noi spuneam, a marcat 2 goluri în prima etapă din retur la Astra 2. Are 6 goluri în total. Victoria de colț, Rafael Stănescu. Iată și pe Dragoș Măcelaru, rezerva lui e Vali Cojocaru. Pe banca Stelei găsim și pe Emegara. Nu era centrarea. Aici Dinamo cere o lovitură de la 11 metri. A fost un duel între doi jucători puternici. Venise la finalizare. Steaua rămâne în jumătatea lui Dinamo. Ia să vă... No. Imposibil de dat lovitură de la 11 metri în una fază de mai devreme. O reluare și din spatele porții acum. Nici vorbă. Văduva, în vole, primește, centrează pe colțul scurt. Foarte atent apărarea lui Dinamo, care astăzi s-a coordonat excelent. Văduva pierd fața lui Filip și cu toate acestea ar fi să prindă balonul sigur pe el, spuneam Naumovski. Ia să vedem aici. A sărit Crișan. Baciu. Vine centrarea. Rusu a încercat să ia fața lui Crișan. Nu e rău. Rusu. Vedem reluarea din spatele porții. Crișan. Spuneam despre Naumovski, în primăvară a prins câteva meciuri. După care însă ascensiunea lui Bolgrădean l-a făcut pe Cristian Naumovski să, iată, să evolueze pentru Dinamo 2. Alexandru Dragomir pentru colegul său din centrul apărării oaspeților, pentru Odoroabă. A ridicat privirea Odoroabă, l-a văzut pe Marius Sene. În duel cu Raul Crișan a fost un fault al jucătorului de la Otopeni pe contraatac. Rămas în apărare, George Ghiță rezolvă această fază. Râmnicianu aruncă pentru Marius Sene. Trangea un adversar care nu-l lăsa să repună repede. Fără teamă, da. Strigă Flaviu Stoican și iată contraatac supranumeric al lui Dinamo. Se reduc
Încă mai încearcă să demonstreze ceva în această partidă. Pasa sa în centru însă este anticipată și interceptată de celor de la Otopeni. Da, este certat Serediuc de pe margine, nu așa își va găsi locul la Dinamo prin astfel de intervenții. Victima sa în imagine, Raul Crișaniu, pot spune că a avut cea mai mare șansă de gol. Din nou Ene, lansare către Florin Angel, foarte bine a stat pe picioare Raul Crișan. Cioman, șut cu stângul în blocaj și Iuhas degajează de acolo. Poate e prea devreme, dar găsim deja, descoperim câteva atribute ale fotbalului modern. Dinamo imediat a urcat cu linia defensivă aproape de mijlocul terenului. La fel încearcă și CSM Iași să stea cu apărarea departe de poarta lui Hăisan. Frumos, un număr de virtuozitate afișat în jocul aerian de către trei dintre fotbaliștii ieșeni. O minge scoasă însă cu Ciucur. Ciucur în careu, vine și pasa pentru Petrovici. Urmează centrarea și scoate Raul Crișan. Rezolvă Ioniță. Și o aruncare din tușă pentru Mihai Cotigă. Ratare acolo și CSM Iași poate scoate o minge în fața porții. S-a lovit, din câte mi-am dat seama, Andrei Nițu. Nu este Andrei Nițu, ci... Krishana.